Situația este extrem de tensionată la FC Vaslui pe fondul scandalului dintre administratorul clubului și finanțatorul echipei. Fotbaliștii amenință că nu se vor prezenta la meciul cu Steaua dacă șefii clubului nu le achită măcar o parte din restanțele salariale. Ar fi vorba despre 300.000 de euro pentru ca echipa să meargă mai departe, urmând ca toate creanțele față de jucători să fie stinse la final de campionat. În situația actuală, echipa are șansă să se prezinte la meciul cu Steaua? Dacă se plătește deplasarea, dacă vor să facă, dacă nu jucătorii să facă deplasarea cu mașinile personale, ne facem foile de joc, mergem în ziua meciului, am să fac rost de motorină de la, vedem unde și mergem cu autocarul, dacă nu le ia leasing-ul, nu e nicio problemă. Jucătorii, dacă sunt banii, pot fi plătiți, să-i plătească. Cel împiedic, acțiunile nu mai sunt o problemă, contractul meu nu mai e nicio problemă, să ia clubul la bani. Dacă va fi meci cu Steaua, dacă va fi, dacă nu va fi, vor fi niște repercusiuni destul de drastice, pentru că ai luat banii la televiziune, tu ai luat banii înainte. De jucat trebuie să joci? Păi te dă liga în judecată, îți ia și față de masă dacă o ai cumva la un picnic undeva pusă. Deci e foarte grav dacă nu o să se prezinte. Doamne, ferește, e nu grav, sunt inconștienți. Deocamdată jucătorii au decis să se prezinte la antrenamente, dar nu și la jocurile oficiale. Situația este tristă pentru că FC Vaslui poate deveni primul club din istoria Ligii I care pierde un joc prin neprezentare. Pe 14 aprilie se va decide soarta echipei atunci când se va ști dacă FC Vaslui va avea sau nu licență pentru prima ligă. Dacă trupa lui Liviu Ciobotariu nu se va deplasa la meciul de vineri din Ghencea, în cel mult 10 zile FC Vaslui va trebui să suporte cheltuielile Stelei de organizare a partidei. În caz contrar, nu va fi programată în următoarea etapă.